Din evlogimene este gâmii aftii. Este o clipă binecuvântată aceasta? Γιατί η συλλειτουργία με τον Σεβασμιότατο είναι μια ειδική ευλογία. Pentru că slujirea în sobor împreună cu un alt preasfințitul părinte a fost o binecuvântare deosebită. Και όντως σε αυτή την ώρα. Și cu adevărat în acest ceas. Που οι άγγελοι του ουρανού μαζί με μας όλους. În care îngerii cerului împreună cu noi toți. Προσφέραμε την ανέμαχτο θυσία. Am adus jertfa nesângeroasă. Υπέρ όλου του κόσμου. Pentru întreaga lume. Υπέρ των κεκοιμημένων και υπέρ των ζώντων. Pentru cei adormiți și pentru cei vii. Γι' αυτό και όταν έγινα ιερεύ σεβασμιότατε. De aceea, în al preasfințite, atunci când am fost hirotonit preot. Και πήγα να πάρω την ευχή του γέροντα την προηγουμένη μέρα. Și cu o zi înainte mă dusesem să iau binecuvântarea părintelui meu stareț. Μου λέει, παιδί μου, ένα σου λέγω. Mi-a zis, copilul meu, îți zic un lucru. Να προσπαθείς με έναν ιδιαίτερον τρόπο να καθαρίζεις την ψυχή σου. Să te străduiești într-un chip deosebit să-ți curățești sufletul. Γιατί πρέπει ο ιερεύς και δύο αγιορείτες. Pentru că trebuie ca preotul și mai ales cel αγιορείτ να έχουμε αίσθηση των τελουμένων. Să aibă simțirea celor pe care le săvârșește la slujbă. Είναι μεγάλο πράγμα ο ιερεύς λειτουργώντας. Este mare lucru ca preotul slujind να έχει την αίσθηση της ιδιαίτερης παρουσίας του Θεού. Să simtă prezența deosebită a lui Dumnezeu. Διότι η Θεία Λειτουργία pentru că Sfânta Liturghie είναι η πηγή της δυνάμεως este izvorul puterii που συντηρεί όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας care ține în întreaga plinătate a Bisericii, toate mădularele ei και μάλιστα μέσα στην ησυχαστική ζωή și în viața ησυχάστα και ήδη οι ησυχαστές πάντοτε ήθελαν την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Chiar și părinții ησυχάστ doreau să aibă întotdeauna Sfântă Liturghie, în fiecare zi. Υπάρχει ένας όχι πολύ γνωστός Άγιος Αγιορείτης. Există un Sfânt Αγιορείτ, nu foarte cunoscut. Ο οποίος λέγεται Δανιήλ, ο ησυχαστής. Care se numește Δανιήλ ησυχάστου. Και ήταν στην έρημο του Αγιώρους, στον Άγιο Βασίλειο, στα λεγόμενα κρύα νερά. Și era undeva în pustia Sfântului Munte, într-o zonă care se cheamă Sfântul Vasile, Apele Reci. Αυτός ελειτουργούσε κάθε μέρα. Părintele acesta slujea zilnic. Έκαναν προσευχήν, την νοεράν προσευχήν, από τη δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Se rugau cu rugăciunea minții de la apusul soarelui până la miezul nopții. Και τα μεσάνυχτα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Și la miezul nopții săvârșeau Sfânta Liturghie. Και αυτό είναι το τυπικό του Παναγίου Τάφου. Și aceasta este rânduiala de la Sfântul Mormânt. Στον Άγιον Τάφον, δεν ξέρω κατά πόσον κρατείται σήμερα. La Sfântul Mormânt, însă nu știu în ce măsură se mai ține și astăzi. Οι αγιοταφίτες διακονητές πατέρες του Παναγίου Τάφου. Părinții slujitori de la Sfântul Mormânt. Έκαναν και αυτοί από τη δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα ευχή. Se rugau și ei cu rugăciunea minții de la apusul soarelui până la miezul nopții. Και τα μεσάνυχτα προσέφερον την ιεροτάτη μυσταγωγία. Și la miezul nopții săvârșeau această preasfântă μυσταγωγία, Sfânta Liturghie. Και όσιος αυτός ιερομόναχος Δανιήλ și acest cuvios ιερομονάχ Δανιήλ ήταν ένας υποτακτικός του που το ξελειτουργούσε κάθε μέρα. Avea un ucenic care îl ajuta să facă slujba. Λειτουργούσε κάθε μέρα και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκανε κάθε μέρα θεία προηγιασμένη. Și slujea Sfânta Liturghie zilnic, iar în postul mare săvârșea iarăși zilnic liturgia darurilor mai înainte sfințite. Η λειτουργία του διαρκούσε από 3 έως 4 ώρες. Și Sfânta Liturghie pe care o făcea, el ținea undeva între 3 și 4 ore. Το δέδαφος που έστεγε μπροστά στην Αγία Τράπεζα από τα δάκρυα γινόταν λάσπη. Și podeaua, pământul care era
în dreptul Sfintei Mese, din pricina multelor lui lacrimi, se făcea ca un noroi. Και διαρκούσε αρκετές ώρες η Θεία Λειτουργία. Și ținea multe ceasuri Sfânta Liturghie. Γιατί υπήρχαν στιγμές που ερχόταν σε έκσταση και ήταν εκτός αυτού. Pentru că erau clipe în care era intra în stare de răpire și era în afara lui însuși. Και έψαλε ο ψάλτης μέχρι να έρθει σε αυτόν ο λειτουργός για να συνεχίσει τη Θεία Λειτουργία. Și atunci psaltul cânta în continuu până când își revenea în starea lui firească părintele Daniel ca să continue Sfânta Liturghie. Σε αυτήν την Θεία Συνέντευξη, όπως την αποκαλούσε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. În această rugăciune dumnezească, cum o numea Sfântul Ιωσήφ Ησυχάστων, εδεχόταν μόνον τον Όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή στη λειτουργία του και τον συνασκητή του, τον Γέροντα Αρσένιο. La participarea la Sfânta Liturghie îi primea doar pe cuviosul Iosif Ησυχάστου și pe cel care se nevoia împreună cu el, părintele Αρσένιο. Atâta, nu primea alții. Και ακριβώς οι γεροντάδες αυτοί, οι γεροντάδες μας, πήραν το τυπικό από τον Όσιο Δανιήλ και το συνέχισαν σε όλη τους τη ζωή. Și părinții noștri duhovnicești au primit această rânduială de la cuviosul Daniel și au continuat-o în tot restul vieții lor. Και χαριτώθησαν. Și au dobândit har. Και προσέφερον την ησυχαστική μέθοδον σε όλο το Άγιον Όρος. Și mai departe au predat această lucrare ησυχάστα în tot Sfântul Munte. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι ο ησυχασμός είναι θέση της Εκκλησίας. Pentru că trebuie să înțelegem toți faptul că ησυχασμός este o poziție a Bisericii. Είναι κάτι που πρέπει να το βιώσουμε όλοι μας. Este ceva pe care noi toți trebuie să-l trăim. Διότι ο ίδιος ο Χριστός που μας έδωσε τον τρόπο και το δείγμα της σωστής και αληθινής ζωής. Pentru că Hristos cel care ne-a dat chipul și pilda adevăratei vieți. Διανυχτέρευε την προσευχή του Θεού. Privegea în rugăciune către Domnul. Αποσυρώταν εις το όρος προσεύξαστε. Se retrăgea pe munte ca să se roage. Και έτσι όλοι μας πρέπει να εισερχόμεθα ανά πάσαν ώραν και ευκαιρίαν που βρίσκομαι. Și noi toți așa trebuie să intrăm în tot ceasul și cu fiecare prilej pe care îl găsim în inima noastră. Για να μπορέσουμε να βρούμε τον θησαυρό. Ca să putem să aflăm comoara. Που ο θησαυρός έρχεται και εγκαθιδρύεται στην καρδία. Și comoara vine și se sălășluiește în inimile noastre. Όταν η καρδία καθαριστεί. Atunci când inima este curățită. Γι' αυτό και εάν ο άνθρωπος. De aceea dacă omul. Δεν εισέρθει στη βαθία καρδία του. Nu intră în adânca lui inimă. Δεν μπορεί να έχει την αληθινή εν Θεώ αίσθηση. Nu poate să aibă acea adevărată simțire în Dumnezeu. Διότι ακριβώς λένε οι πατέρες μας όταν ο διάβολος δει ότι ο άνθρωπος εξύπνησε. Pentru că Sfinții Părinți spun, atunci când diavolul vede că omul s-a deșteptat και δίνει σημασία στην εσωτερική ζωή și dă însemnătate vieții duhovnicești, tot εξαπολύει ησυχάστε, πολλούς τρόπους και μεθόδους για να το χτυπήσει και να τον αποθαρρύνει. Atunci slobozește și meșteșugește fel de fel de lucruri ca să îl lovească și să îl descurajeze. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε μέσα στην καρδιά μας και να γευθούμε την αληθινή ταπείνωση του Χριστού. De aceea trebuie să găsim în inima noastră și să gustăm adevărata smerenie a lui Hristos. Διότι όταν οι Άγιοι Απόστολοι διερωτώντος σεβασμιότατε για το διδάσκαλό τους. Pentru că atunci când în al preasfințite părinte, Sfinții Apostoli se întrebau despre învățătorul lor, cei cu el, η παρουσία και η ενέργεια και η δράση του Χριστού του σύχιζε. Pentru că prezența, lucrarea și activitatea lui, într-un fel, îi ducea într-o stare de confuzie. Τον έβλεπαν τον διδάσκαλό τους και να κοιμάται και να πεινά και να θέλει να φάει. Îl vedeau pe învățătorul lor și dormind, și flămânzind, și vrând să mănânce. Και να κουράζεται. Și obosind.
αλλά από την άλλη τον έβλεπαν να περιπατεί επί της θαλάσσης. Și pe de altă parte îl vedeau mergând pe mare. Να διατάζει τα στοιχεία της φύσης. Poruncind stihiilor zidirii. Να ανασταίνει νεκρούς. Învind morți. Και τότε διερωτώντο μεταξύ τους. Și atunci se întrebau între ei. Τι είναι αυτός ο διδάσκαλός μας? Ce este acest învățător al nostru? Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης. Și Dumnezeu ca un cunoscător, Hristos ca un cunoscător de inimi. Επεβαίνει και τους λέει. A intervenit și le-a zis. Μη διερωτάστε μεταξύ σας ποιος είμαι. Nu vă întrebați între voi cine sunt eu. Μάθετε από πρώτο χέρι. Învățați de la prima mână. Μάθετε από μου. Învățați de la mine. Ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Că sunt smerit, că sunt blând și smerit cu inima. Γι' αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό το σημερινό Ευαγγέλιο. De aceea este foarte cutremurătoare Evanghelia de astăzi. Που μας είπε ρητός και κατηγορηματικός ο Χριστός. În care Hristos ne-a spus limpede și hotărât. Ού πασολέγομαι, Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε στη Βασιλεία. Nu tot cel ce îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în Împărăție. Αυτός που πει το θέλημα του πατρός μου τον ουρανείς. Και acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Και θα με ρωτήσετε τότε. Și atunci mă veți întreba. Κύριε, εν το όνομα σου δεν εξεβάλλομαι δαιμόνια. Doamne, nu în numele Tău am scos dragi. Δεν επίσημε σημεία. Nu am săvârșit semne, minuni. Και όμως θα μας πει αυτόν τον συγκλονιστικό. Și cu toate acestea ne va spune acest cuvânt cutremurător. Nu vă cunosc pe voi. Και γιατί θα μας το πει που εύχομαι να μην μας το πει. Și de ce o să ne zic așa și mă rog ca γιατί să nu ajungem să ne zic așa, ζωή, pentru că viața noastră duhovnicească în viața noastră duhovnicească se pot săvârși minuni pentru αλλά, credința oamenilor. Dar viața noastră duhovnicească, personală, trebuie să fie înveșmântată în smerenie. Fără smerenie nu există duhovnicie. De aceea Sfântul Sofronie spunea, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și smerenie. Ο Σταυρός του Χριστού που εφέραμε εδώ για ευλογία μόνιμον στην πόλη σας. De aceea mă rog ca Sfânta Cruce pe care a lui Hristos pe care am adus-o aici ca pe o binecuvântare care să rămână tot timpul în orașul dumneavoastră. Să ne amintească pe cel răstignit. Să ne amintească de smerenia lui Hristos. Και όταν Όσιος Ιωσήφος εικαστής σεβασμιότατε είχεν. Și atunci când cuviosul Iosif Isihastul, înalt preasfinte părinte, avea multe ispite și s-a dus și era cât pe aici să ajungă într-o stare de deznădejde, era monah tânăr, era neîncercat, atunci în clipa aceea s-a arătat Hristos răstignit și a zis, uită-te la mine, ce am pătimit pentru voi. Tu de ce să-ți pierzi răbdarea? Și atunci, în clipa aceea, a fost scăldat de harul celui răstignit. Să ne rugăm noi toți să mirosim această cugetare a lui Hristos prin smerenie, să o simțim. Și atunci se va împlini ceea ce a zis Hristos. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Este mare lucru odihna lăuntrica omului. Asta înseamnă multe. Mă rog ca toate aceste multe lucruri, pe toate acestea să le trăim. Noi, ca amintire smerită a smeritei noastre vizite în această biserică, dorim, înalt preasfinte părinte, să vă dorim o icoană a Maicii Domnului Mângâietoarea, Paramihtia,
Este una din cele 7 icoane făcătoare de minuni din mănăstirea noastră. Și după cum mi-a zis preotul întâi stătător în acest sfânt lăcaș, aici o aveți pe Maica Domnului Milostiva, Eleusa, care atunci când au invadat greco-catolicii aici, a început să plângă. Acum o să aveți și pe Maica Domnului Mângâietoarea ca să vă mângâie. Și va fi în același timp și o mică pricină pentru a vă aminti de Sfântul Munte, a cărei stareță este Maica Domnului. Sfântul Efrem Catunachiot, atunci când s-a dus să se închine icoanei Maicii Domnului Paramithia, Mânghietoarea, în fața ei, strigând și plin de înduioșare, a zis: Maica Domnului, tot Sfântul Munte este grădina ta, iar vatopedul este tronul tău. Vă doresc să se întronizeze în inimile voastre Maica Domnului, așa încât să îl iubiți pe Hristos. Părintele Iosif Vatopedinu, în al preasfințite părinte, ne-a zis odată, a îngenunchiat în fața icoanei Maicii Domnului și a zis: Maica Domnului, iartă-mă, te iubesc și pe tine. Dar pe fiul tău îl iubesc mai mult. Iartă-mă. Și atunci a răspuns Maica Domnului și a zis: și eu vreau acest lucru. Vă doresc ca Maica Domnului să ne ajute să-l iubim pe fiul ei.